De la începutul lunii februarie, toate firmele care se înființează și vor să fie plătitoare de TVA sau societățile deja existente care vor să facă schimbări de orice fel, trebuie să completeze un formular stufos și să-l depună la fisc. Din formular trebuie să reiasă capacitatea firmei de a desfășura activități plătitoare de TVA. ANAF vrea ca prin declarația 088 să evalueze capacitatea și intenția unor persoane de a desfășura activități economice din sfera TVA. Administratorii și acționarii care vor să facă modificări de orice natură în firmele lor trebuie să treacă în cel formular foarte multe date despre trecutul lor în afaceri, de la faptele de evaziune înscrise în cazierul fiscal, la numele firmelor băgate în insolvență, lichidate sau radiate și până la profesia și experiența administratorilor și veniturile pe ultimele 12 luni. De asemenea, trebuie declarate pe propria răspundere toate conturile firmei din țară și din străinătate. După completarea formularului 088, cei de la FISC introduc datele într-un soft care stabilește un punctaj de risc de evaziune pentru fiecare firmă. Trebuie să aibă un punctaj din punct de vedere la mai mic de 50 de puncte. Ce și înseamnă acest lucru? Să aibă sediu. Să, să, funcționeze aibă, să funcționeze la sediile declarate, administratorii să n-aibă uh, fapte în cazierul fiscal, nici asociații, nici administratorii la societățile pe acțiuni. Toate aceste punctaje sunt calculate printr-un program informatic și, prin urmare, nu există riscul ca anumite firme să fie dezavantajate sau să fie un funcționar care să împiedice o firmă de bună credință să fie înregistrată în termenul prevăzut de lege. Dacă firmele obțin sub 50 de puncte de risc, atunci finanțele le aprobă să fie plătitor de TVA. Dacă punctajul este situat între 51 și 70 de puncte, atunci riscul este mediu, iar reprezentanții legali ai firmei sunt chemați la un interviu cu angajația ANAF. În cazul în care punctajul este mai mare de 71, atunci dosarul firmei este transmis la Direcția de antifraudă fiscală, care are termen de 30 de zile să verifice pe teren firma respectivă. În doj deja s-au înregistrat cazuri în care societățile nu au primit răspuns favorabil de la ANAF pentru a redeveni plătitoare de TVA. Au existat uh, doar trei cazuri care au fost transmise la nivelul doljului, de la nivelul doljului la activitatea de antifraudă, la Direcția Generală Antifraudă. Din ce cauze? Întrucât uh, punctajul cu privire la criteriile de risc a depășit uh, 100 de puncte. La o lună de la intrarea în vigoare a noului formular 088, în Dolj au fost mai multe firme respinse după completarea acestui formular decât cele admise. Firmele respinse pot să ceară din nou înregistrarea, completând un alt formular 088, dar numai după ce înlătură neregulile pentru care au primit punctajul de risc. În cazul în care ANAF respinge solicitarea unei firme de a fi plătitoare de TVA pe baza formularului 088, firma respectivă nu mai poate emite facturi care să conțină TVA și nici să introducă facturi cu TVA cu scopul de a-și deduce această taxă.